Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au fost bătuți. Fiți pe pace, nimeni nu a atentat la viața și securitatea polițiștilor. Ofițerii au ieșit pe terenul de fotbal pentru a bate mingea împreună cu copiii antrenați de Federația de Luptă Voievod. Care echipă a fost cea mai tare, dar și cât de bun este Ministrul Afacerilor Interne la fotbal, aflați din materialul colegilor mei. Zis și făcut, înțelegerea dintre Ministerul Afacerilor Interne și președintele Federației de Lupte Voievod a dat roade. Odată ieșiți în vacanță, copiii au avut posibilitatea să-i bată pe polițiști pe terenul de fotbal într-un meci amical. O experiență frumoasă, menționează ministrul Alexandru Jizdan, care a recunoscut însă faptul că tinerii lidează la capitolul energie. Este un meci de fotbal cu copiii, două echipe în care participă atât copiii cât și polițiștii. Eu sper că această experiență de astăzi va fi implementată pe viitor, în special în perioada în vacanța copiilor. De când sunt numit ministru, este prima dată când apar pe terenul de fotbal și vreau să vă spun că nu e simplu deloc. Copiii au mai multă energie ca mine sunt și am noroc de ceilalți copii care sunt cu mine în echipă și salvează de multe ori situația. De fapt, ultima întâlnire care am avut noi împreună cu domnul ministru două luni înapoi, s-a programat acest meci de fotbal între copii, între liderii organizațiilor guvernamentale și colaboratorii a Ministerului de Interne. Pentru noi este un moment important și putem să ne cunoaștem mai mult cei care sunt din poliție. Tinerii s-au declarat impresionați de posibilitatea de a juca pe același teren cu polițiștii. Datorită că faptului că acest meci a fost organizat de Voievod, eu foarte ușor am ajuns pe acest teren. Foarte bun. Eu m-am așteptat să fie un pic mai slăbuți, pentru că ei știu că sunt preocupați să joace fotbal, dar văd că se descurcă destul de bine. Avem un meci amical cu cei de la Ministerul Afacerilor Interne. Interesant. Jocul a fost simplu și ușor de jucat. Meciul amical s-a încheiat cu un scor onorabil de 6-6. După joc, copiii au fost serviți cu pizza din partea organizatorilor.